Bun, doamnelor și domnilor, discutăm despre bere. Bine, discutăm despre o fabrică de bere din Vâlcea care a apărut ca un vis frumos și a dispărut într-un coșmar, cu consilierul județean Nicu Spiridon, inginer în industria alimentară, specialist în, da, în chestiune. Spuneți-mi așa, berea, ca să fie bună, ce-i trebuie ei sau de ce în anumite țări, în Belgia, nu? Sau unde se spune? Domnul Zbeoreanu, în Germania există o lege a berii din 1514 care n-a fost schimbată până acum. Și uite ce spune legea asta? Că fac bere bună și acum. Berea nu se face decât din malț, hamei, apă și drojdie. Malțul ce este? Malțul este un orz care este încolțit, apoi se usucă, colții respectivi se polizează, așa spune, se trece printr-un sistem de site și cad colții respectiv și rămâne orzul respectiv care e malțificat, e malț de acum, care, din care se face berea. Se macină doar din orz. Apoi, da, doar din orz, de obicei din orzoaică sau orzul care are mai puțin conținut de azot. Din altceva nu se face. Nu, din altceva n-ar trebui să se facă. N-ar trebui să se facă. Deci asta e în Germania. Acum, pentru a reduce costurile, s-au găsit diferite tehnologii care nu schimbă cu mult gustul berii, dar îl schimbă și nici nu e prea sănătos. La acest malț a ajuns să folosească până la 20 malți, iar restul se numesc materiile prime care se bagă în afara malțului nemalțificate. Ce pot fi nemalțificatele astea? Orz care nu este malțificat, zahăr, porumb, sau melasă, da. Și de ce se bagă? V-am spus, pentru a scădea costurile. Dar unele din aceste nemalțificate, orzul sau porumbul, pentru a putea fi fermentate și intra în procesul tehnologic, trebuie să li se adauge anumite enzime, așa, amilaze se numesc enzimele respective, mai periculos, așa, care au fost depistate ca fiind cancerigene. Ce bine că am deschis discuția. Da. Și să folosesc, din păcate, foarte mult în ultimul timp aceste nemalțificate, vă spun, până la 80%. De ce se adaugă aceste enzime sau de ce se malțifică, să zicem, orzul, de ce se transformă în malț? În orz există un sistem enzimatic care însă nu este activat. Acest sistem enzimatic, pentru a fi putea fermenta zaharurile din orz, se încolțește și sunt activate aceste enzime numite amilaze. Și altfel se zaharifică în timpul procesului de plămădire în bere, se zaharifică aceste zaharuri până la stadiul de maltoză, care poate fi de fermentată de drojdia de bere. Bun, care este alta decât drojdia de pâine, deși e aceeași sușă de drojdie, saharomice și revizie. Am înțeles. Da. Dar spuneți-mi, dar mai există fabrici de bere care folosesc doar malț? Sigur că da. În Germania toate. În Germania toate. Da. Iar la Râmnicu Vâlcea aveam un sortiment de bere sub licență germană care era făcut Hofbräu, care era făcut numai din malț. Din malț. Da, bere care... Dar cine atunci? Cine ajunge să înlocuiască până la 80%? Păi ajung. Deci dumneavoastră ați văzut la ce prețuri există berea la data asta pe piață. Bere în supermarket la 1,50 lei. Există? Eu nu puteam vinde la data aia, oricât aș fi băgat nemalțificate, o sticlă de bere la asemenea prețuri. Spuneți-mi că e important pentru răspunsul. Prețul e un indicator? Deci dacă ți iei o bere mai scumpă, Sigur că da. Păi, da, vedeți și dumneavoastră, mergeți într-un supermarket și vedeți berile nemțești, care toate sunt de la 6-7 lei în sus, sau aproape toate, sunt unele și mai ieftine, care probabil au o capacitate mult mai mare și își permit să facă și beri la un preț mai ieftin, deși de calitate bună. Deci, vedeți că toate... Dar și în Belgia, eu știu că și belgenii fac, am fost în Belgia,
sute de tipuri de bere. Da, bine, la Belgenis e țara care are chiar cele mai multe sortimente de bere, uh-huh, cu arome diferite, da, cu așa, dar care, în care procentul de nemalțificate totuși, care se adaugă, este mic în comparație cu, uh-huh, alte țări. Iar acum, ce se mai întâmplă? Zona, mă speriați, deci sunt țări, bine, nu putem noi vorbi prea pe față, că nu trebuie să facem reclamă nimănui, nici contrareclamă. Da. Dar e clar că dacă mă duc în vreo țară, nu știu unde, și beau bere de acolo, risc să... Nu numai de acolo, putem și să riscăm că acum berea se exportă și se importă dintr-o țară în alta și oriunde ai bea, nu știi întotdeauna ce bei și de unde bei. Uh-huh. Da. Dar berile care sunt făcute sub licență străină, dar făcute aici la noi, oare ele tot din malț? Normal, deci normal trebuie să respecte această licență, pentru că eu, dacă aș acorda o astfel de licență, i-aș retrage imediat, dacă, pentru că îmi pune în pericol marca brand-ul. Mea, uh-huh, brand-ul, îmi pune în pericol brand-ul meu. De ce uneori mărci importante care se fabrică în România aici au un gust și dacă te duci la mama lor au alt gust, mult mai bun? Da, un exemplu ar fi Tuborgul. Acum să vă spun nu, ceva. Spunem ceva. Pentru că acest brand de bere aici nu este făcut de societatea mamă. Uh-huh. Este sub licență. Uh-huh. Fabrica nu este a producătorului de bere danez, ci este o fabrică a unor evrei care fabrică și îmbutelează sub licență. Da, și acum, mai nou, dacă vă amintiți dumneavoastră, există și acum sortimentul de bere Bucegi, care este făcut de Heineken, fabricile care le dețin la noi în Cana. Să nu mai zicem lumea că poate îi vine cuiva ideea să ne amendeze, să vorbim așa. Da. Nu, deci aveam brandul Bucegi, noi români. Mm-hmm. Îl fabrica toată lumea. Mm-hmm. Ei, acea bere se fabrica, termenul de fermentare era de 70 de zile. Mm-hmm. Păi acum nicio bere, indiferent că se face numai din malt sau numai sau cu adaug de nemalțificare, nu mai are același termen de fermentație. Se merge la 11 zile. Prin tehnici de fermentație la temperaturi mai ridicate se fermentează mai repede, sub presiune, nu întotdeauna spre îmbunătățirea calității acest procedeu, sau mai sunt unele tehnici, mai zic eu, fac șpriț de bere. Fac bere concentrată, fac mușturi concentrate, le fermentează, sunt la un grad mai mare alcoolic și de extract în bere și apoi le diluează cu apă carbogazoasă, deci cu sifon. Și atunci se face șpriț de bere, așa îi spun eu. O prostie, da, și ben prostie. Da. Și atunci bei o bere din asta care... O să vă rog în pauză, noi nu putem spune aici, să-mi spuneți ce bere beți noastră, că în pauză, dar să nu spuneți. Eu nu prea beau bere, că am gută, Teoranu, și la gută bine? Nu este... Nu, da, nu prea este... Dar să-mi spuneți mie în pauză, îmi spuneți secretul, da, ce să cumpăr. Da, că beau din când în când o bere, beau o bere nemțească, sunt... beri, dar nu le spunem nume. A, în pauză, da. În pauză, să-mi spuneți mie, da, că... Da. Mai bem bere, da. Bun. Deci, fabrica Alutus, spuneți dumneavoastră că foloseam malț. Da, foloseam și nemalțificate. Foloseam malț, aveam sortiment de bere care se făcea, da, numai cu malț și aveam sortimente de bere care le făceam și cu nemalțificate. Mai pentru ieftine. Că altfel, da, mai ieftine, pentru că altfel nu puteam rezista pe piață. Uh-huh. Nu puteam, berea care o făceam numai din malț, oricum malțul are ca preț de cost sau are prețul de vreo două ori și ceva mai mare decât orzul sau de trei ori mai mare decât porumbul. Uh-huh. Și atunci, normal că nu poți, raportându-ne la consumul specific, nu pe kilogram. Da. Deci să știe lumea că dacă se duce și se zgârcește la preț și ia o bere proastă, o bere ieftină, atunci riscă să nu fie din ce trebuie. Corect. Extraordinar. Corect. Te îmbolnăvești nebii bând bere, că zici, mamă, ai că e ieftină și... Da.
Da, deci la Alutus am, să, dacă vreți să povestim în continuare, da, ce s-a întâmplat cu fabrica. Deci am pus-o în funcțiune și apoi a venit acea vestită lege MEBO să privatizăm fabricile de bere prin metoda MEBO. Acum, fabrica de bere, noi n-am avut niciun leu de la statul român. Tot a fost făcută pe credite bancare. Ba din potrivă, eu cred că ne-am înființat ilegal și am spus-o de la înființare problema asta, pentru că noi am aparținut inițial de Vin Alcool Drăgășani. Ne-am desprins de Vin Alcool fără capital propriu, deci nu aveam capital propriu. Ne-au trecut, culmea, la capital, împrumuturile. Nu că numai acelea trebuia să fie trecute ca datorii, ni le-au trecut capital. Am reușit ca să reglăm situația cât de cât, s-au făcut niște evaluări succesive așa și din evaluări am constituit capital. Și a venit privatizarea. Am mers la FPS, care era atunci, să negociem prețul. Și mi-a spus domnul președinte, a președintele care era atunci la FPS, statul nu are niciun leu aici. Normal, dumneavoastră, ar trebui să-mi dați gratis acțiunile astea, că eu să le vând, să pot să dezvolt fabrica, dacă statul nu are niciun leu. Dumneavoastră, cum îmi cereți bani? Nu, că fabrica este profitabilă și nu știu ce, a început ca fabrică de stat, a început, doamne, dar n-aveți capital aici. Până la urmă mi-au cerut la vremea 10 miliarde partea FPS-ului. Extraordinar de mult. Doamne, 10 miliarde... Să o păstrați dumneavoastră, eu nu pot să dau așa. Am venit înapoi acasă și mi-a venit ideea, doamne, dar stai un pic, ăia 30% care se dădeau pe cupoane cu FPP-ul, ăia aș putea să iau. Nu scrie în lege că ăia de obicei până atunci se negociase întâi cu FPS-ul și după aia cu FPP-ul. Nu spune în lege că nu putem negocia întâi cu FPP-ul. M-am dus, am negociat, nu prea au vrut ei, doamne, că asta a fost procedura până acum, dar legea asta este. Eu pot să, după aia să vă reclam, pentru că nu respectați legea, nu scrie în lege. Și am negociat și am luat 30% de la FPP, pe certificatele acelea de proprietate. Da, apoi, cum ați luat, ați plătit dumneavoastră? Da, certificatele, se cumpărau certificate de proprietate după piața liberă, la un preț mult mai mic decât era el, avea contravaloarea lui așa nominală și asta a fost atât. Și cât v-a costat? Nu mai știu, dar... L-ați luat din multe locuri. Da, din multe locuri și au luat toți salariații, nu numai eu. Da. Și... Dar vreau mai mult. Da, sigur, erau niște criterii. Conducerea, Consiliul de Administrație, astea erau criteriile în lege atunci. Și am luat 30% de la FPP, care, după raportul de evaluare, corect, nu mi-au pus nici în plus, nici în minus, era vreo 3 miliarde și jumătate. Și am luat 30% din 3 miliarde și jumătate, adică cu certificat. Un miliard. Da, da. Da, și deci ei au evaluat la 3 miliarde. Da, da. FPS-ul cerea 10. FPS-ul cerea 10. Da, miliarde. Numai partea lor. Și m-am dus din nou la FPS, domnul Spigdon, v-ați gândit, noi tot atâta. Sincer, domnule, dacă tot atâta, eu m-am gândit. Nu rămân decât ce am cumpărat pe hârtie. Cum adică pe hârtie? Pe certificatele de proprietate la FPP. Păi cum ați negociat? Păi de ce? Scrie în lege că nu? Și atunci au fost nevoiți să respecte și ei raportul de evaluare și am dat restul, am angajat cu aceste acțiuni care le luasem pe certificatele de proprietate și am luat partea de la FPS. În anul? În anul 1994. 1994. Da. Acum, la 2 ani după ce... 2 ani după punerea în funcțiune. După punerea în funcțiune. Fabrica... mergea când da, asta da, v-ați da. Băgat. Mergea și mergea foarte bine. Deci am început fabrica, că trebuie spus și asta, toți tehnologii, frigotehniștii care i-am avut acolo, sau aproape toți, erau copii. Au venit de la Liceul de Industrie Alimentară din Sibiu. Am fost nevoit, am stat, am dormit și eu și soția, dormeam noaptea în fabrică pentru că trebuia să-i supraveghem, oamenii nu făcuseră bere și au ieșit tehnologi din ei și specialiști din ei. Iar mecanicii, electromecanicii,
pe cei care i-am avut automatiști, aceștia i-am luat din Vâlcea, dar niciodată cei care au fost disponibilizați, trecuți la șomani și oameni care erau profesioniști și i-a ținut acolo, pentru că eu îl întrebam, ești, lucrezi? Nu, că m-a dat la șomani. Păi de ce te-a dat? Păi a trebuit să dea că a restructurat muncitorii. Păi de ce nu te-a oprit pe tine? Și întotdeauna am luat printre cei mai buni specialiști. Și dacă mă credeți, în acea perioadă, singurul venit, în afară că am avut perioadă și cât am luat dividende, al meu era salariul. Iar salariile muncitorilor erau comparabile cu cele de la Olchim. Iar fabrica de bere, deși era o fabrică mică, cotată, ca virgulă contributor la bugetul de stat, era a doua după Olchim. Era la un moment dat, taxele și impozitele care le plăteam la stat erau 70% din prețul de cost al berii. Fantastic. Da. Și ce personal angajat aveți? Aveam la început 250 și am ajuns prin retehnologizări la 150-160 de muncitori, da, de angajați. Și acum fabrica, deși era nouă, era cu utilaje, construită cu utilaje românești, deja uzate moral. Și atunci am zis, doamne, trebuie să retehnologizăm fabrica. Trebuie să aducem tehnologie nouă. Pentru că dacă nu aducem tehnologie nouă, murim sigur. Dacă aducem, mai există două variante. Ori murim, ori trăim. Și am băgat în adunarea generală... Tehnologia nouă... Tehnologie străină, înseamnă îmbuteliere. Aducea preț de cost. Da, ca preț de cost, pentru că luam o linie de îmbuteliere mai mare, cu capacitate mai mare. Și îmbuteliați mai repede. Îmbuteleam mai repede. Am luat tancuri din acestea cilindroconice, plus faptul că noi câștigam și la calitate. Pentru că una este să ai o linie de îmbuteliere în care includea și pasteurizatorul și să dai o linie, o bere pasteurizată care rezistă peste un an, și alta era să îmbuteliezi fără pasteurizator, care nu rezista mai mult de o săptămână, două săptămâni de zile. Dar ați început fără? Da, da, am început cu toate utilajele românești. Dar pasteuriza? Am avut un pasteurizator vechi cu care eram așa. De fapt, după ce înseamnă pasteurizare? Pasteurizarea înseamnă un tratament termic al berii în sticlă sau într-un schimbător de căldură cu plăci, dacă o bagi la butoi într-un schimbător de căldură cu plăci, dacă nu în sticlă, prin care trece printr-un tunel cu benzi în care se pulverizează apă din 20, nu trebuie ca gradientul de temperatură, adică diferența de temperatură dintre o zonă și alta să fie mai mare de 20 de grade, pentru că altfel se sparge sticla. Și din 20 în 20 de grade până se ajungea la 60 și ceva de grade, și sau poate să fie și un regim termic mai sever de 70 de grade, dar atunci timpul e mai scurt, deci există o corelație deci între temperatura și timp. Da, se fierbe. Da. Nu se fierbe, temperatura de fierbere la 100 de grade, dar se... Și atunci ce se întâmplă cu berea? Deci, dispar drojdiile, bacterii, dispar... Da, și bacteriile, dar drojdiile care mai rămân în bere pentru a nu refermenta berea și atunci se tulbură, îi se strică gustul, îi se... Da. Și cea care e nefermentată, ce înseamnă? Care e... Nefiltrată, nefermentată. Nefiltrată. Care berea nefiltrată e berea care este cea mai bună din punct de vedere, eu știu, al conținutului de vitamine, în special conținutul de vitamine B, pentru că ne suportând această filtrare și acest tratament termic, ea conține o bună parte de celule de drojdie care sunt foarte bogate în vitamina B, în vitaminele B. Plus că are un gust deosebit. Altul e gustul la berea tratată termic și altul e gustul la berea proaspătă.
Deci, întotdeauna un berar bea bere nefiltrată, nu bea bere filtrată. Da. Da, există și bere nefiltrată îmbuteliată, ea cum rezistă? Nu, e și aia pasteurizată. Nu e nefiltrată berea respectivă, este bere cu adaos de grâu, Weissbier se numește la nemți, unde se depune drojdia, ea mai fermentează un timp, se depune drojdia și este tulbure. Așa, dar are un gust deosebit aia, altfel decât berea pils sau, pentru că la nemț când te duci nu spui dă-mi o bere de nu știu ce marca. Brand sau de nu știu ce marca, acolo ce dă-mi un pils, dă-mi o bere neagră, dă-mi un Weissbier, dă-mi un... Și nu contează, nu contează marca, brandul. Da. Da. La noi asta poate au distrus unele fabrici de bere mici, cum a fost și fabrica noastră, pentru că în grandomania lor oamenii zice, doamne, dă marca nu știu care de bere, că e bere bună. În realitate de multe ori s-a făcut greșeli, pentru că o fabrică mică mai bine controlează calitatea decât o fabrică de 1 milion sau 2 milioane de hectolitri. Da, și spuneam, deci nu aveam tehnologie superioară. Știți unde am băut eu o bere foarte bună? În America. Paradoxal. Mie mi s-a părut... Păi sunt acum, na, în America sunt firme mari de bere. Și în Africa de Sud e una dintre cele mai mari firme, Sabu, Sab Miller, care produce și în Statele Unite, Sab Miller, în Mexic. Deci sunt firme de bere care produc, nu neapărat că au avut americanii mare tradiție în bere. Da. Acum, înțeleg, în Occident am băut și bere făcută la mănăstiri. Da, în special în Belgia. În special în Belgia, da. În special în Belgia mai sunt ei au fabrici mici? Cum? Da, au fabrici mici care asta nu înseamnă că dacă sunt mici nu știu tehnologie, foarte au utilaje moderne, utilaje de capacitate mică. Da, înainte vreme, că acum noastră să știți și istorie, că pe unele branduri spune, domne, făcut început în anul cutărică, în secolul XIV. Cum se făcea? Păi, cum facem, se făcea noi atunci, țuica, da, facem noi la țară. Nu, că nu se distilă berea, nu se distilă. Deci se făcea, se poate face bere și în casă până la urmă. Da, se poate, dar nu o filtrezi. Deci se făceau, o fermentau, dar da, nu se... Pentru a face în casă ce trebuie, să cumperi malți? Să cumperi malți, sigur că da. Da, dar n-ai aparatul ăla care noastră ziceți că trebuie să filtrezi? A, să o lași nefiltrată. Da, da, o lași nefiltrată, nu, bei bere nefiltrată. O fermentează, da, sigur că da, sigur că da. Și de unde se cumpără malți? Să găsești, deocamdată aveam în gând odată, doamne, să fac, dar asta este. Până de la a te gândi, până a pune în practică, să fac niște pungi cu malți măcinat, adaos de hamei, cu tot, decât să pui rețeta cum să o facă în casă și să poată să-și facă foarte bere bună acasă. Idee, de ce nu faceți? Vă îmbogățiți, pe cuvânt de onoare. Da. Dacă nu v-ați îmbogățit atunci când ați văzut. Da, și am rămas că trebuia să cumpărăm tehnologie. Și se dăduse, era o lege, legea 133 a IMM-urilor, care eram scutiți de taxe vamale. Și am făcut contractele pentru achiziționare de utilaje de la cea mai mare firmă de utilaje din Germania și cam prima și din lume, așa, și eram scutit de taxe vamale. Am dat avansul pentru că nu dădeau fără avans contractele, iar cu vreo 2 luni înainte să învină utilajele, s-a reintrodus taxa vamală, care însemna 30%. Păi, domnul Spridon, știți că pe timpul ăla se introducea și se scotea în funcție de interes. Corect. Da, deci guvernul hotăra, bă, prietenul nostru trebuie să importe cu tare. O scotea o zi. Da, știu că a scos o zi pentru unele autoturisme, da. Se întâmpla și acest lucru. O să vă rog să luăm pe... Am rămas vedeți povestiți așa frumos lucruri așa de interesante că mă uit pe telefon, a trecut timpul, luăm o scurtă pauză și revenim.